bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Bine ați revenit la al doilea unboxing din luna noiembrie și am până acum 5 premii pe care vreau să vi le arăt, pe care le-am câștigat în această lună. Să începem în primul rând cu aceste flori super frumoase. Au fost câștigate pe Facebook la un concurs de tip like and share și dă tag câtorva prieteni. Pe pagina celor de la Expressive Flowers arată super, super bine. Credeam că primesc niște chestii cu flori de săpun, dar aranjamentul acesta este super, super drăguț și cred că o să-l folosesc ca și background în câteva dintre filmulețele mele, dacă o să-mi fac vreodată un colțișor în care filmez numai pentru YouTube, pentru că arată foarte bine, iar la mine în casă florile nu prea rezistă, așa că aceste floricele vor arăta bine tot timpul. Continuăm cu un premiu câștigat de mama. A câștigat la promoția Airwick, despre care vă spuneam că eu am câștigat o păturică, pe care o să vă arăt mai târziu. Ea a câștigat premiul cel mare și anume un Kindle Paperwhite. Sunt super încântată pentru că este un produs foarte, foarte fain și ce să zic, acesta este cel mai mare premiu de luna aceasta, chiar dacă nu este câștigat de mine, este câștigat de mama, pentru că trebuie să zic, în momentul în care m-am hotărât să fac un unboxing în două părți, bineînțeles că legea lui Murphy a funcționat și nu am câștigat așa de multe premii în această lună, dar sigur îmi voi lua revanșa în decembrie. Un alt premiu câștigat pe Facebook sunt aceste pachete de napolitane de la Sweeteria. Le-am câștigat pe pagina celor de la Beard Brothers Brașov, o organizație caritabilă, care vroia să crească numărul de persoane care donează sânge și ne-au rugat să dăm share unei campanii de donare de sânge în Brașov. Și pentru acest share aveau 3 premii, dintre care unul l-am câștigat eu, m-am dus să-mi iau premiu personal și de abia aștept să încerc aceste napolitane. Sunt foarte interesante, le-am văzut de mai demult și îmi place că nu au zahăr. Sunt fără zahăr adăugat și chiar vreau să văd cum sunt. Trebuie să recunosc că le-am ținut greu departe de Patrick, dar am zis să vi le arăt înainte să intre el în ele, că știți cum arată după, ca un mini dezastru. În această pungă am un tricou și o mască de la Nike pe care o să vi le arăt imediat. Acesta este tricoul câștigat pe pagina de Facebook ai lui Mariciu, un YouTuber pe care eu îl urmăresc. Tricoul este din păcate mărimea L, nu mai aveau M pentru că Peter poartă M și să vedem unde va ajunge acest tricou. Cred că va face parte din cadoul cuiva ca să se bucure altcineva de el dacă noi nu ne putem bucura. În schimb, această măscuță de la Nike pe care am putut să mi-o aleg este foarte fain și de abia aștept să o port. A fost foarte mișto că m-am putut duce în noul mall de la AFI să îmi aleg premiu, să îl iau și n-a trebuit să aștept după pachete. Am câștigat și în această lună o apă de la Vitamin Aqua. Trebuia să cumperi una, să trimiți bonul și nu ai voie să câștigi decât un fitness band pe care eu l-am câștigat luna trecută. În schimb, ai voie să câștigi cât de multe ape vrei și fiecare bon băgat mie mi-a adus o apă și aceasta a mai rămas să vă arăt și vouă. Cred că am câștigat 4 sau 5. Cât un bon cumpăram, câștigam încă una, lucru care este un preț bun pentru că îmi place foarte mult produsul, m-au convins, nu l-am folosit foarte des înainte să aibă acest concurs, dar de când îl cumpăr pentru concurs îmi place foarte mult, deși cred că îl voi mai cumpăra. Acum facem un unboxing împreună, pentru că nu știu exact ce este în acest pachet și îl voi deschide împreună cu voi. Acum știu, este un Activity Tracker Smart Fit. L-am câștigat la promoția Ola, parcă în Kaufland. Chiar m-a ajutat Amalia să bag un bon, pentru că eu nu găsisem acele produse în magazin. Și datorită ei am câștigat această brățară. Eu deja am două, dintre care o folosesc doar pe una, așa că aceasta va pleca, cred că, la mama. Dar este foarte faină. Arată foarte, foarte mișto, mai mișto decât mă așteptam, pentru că văzusem că are un preț cam de 80 de lei și nu mă așteptam să fie ceva super fancy, dar arată mult, mult mai bine. Astăzi a venit păturica de la Airwick. Arată foarte bine păturica, este destul de mare și este foarte, foarte moale. Ne place deja și o să-i găsim imediat un loc în casă. Se potrivește cu atmosfera aceasta de Crăciun, cu roșu. Este perfectă să schimbăm un pic culoarea casei. Am uitat să vă reamintesc că am câștigat la promoția Airwick. Trebuia să cumper două produse Airwick în Oșan. Acum parcă este în Carrefour, dacă vreți să vă înscrieți. Nu știu dacă mai este valabilă. Dar eu, pentru că am câștigat deja această păturică, nu mă mai înscriu. Așa că vă doresc baftă!
alt premiu câștigat luna aceasta este un cod pentru HBO gratuit timp de o lună la promoția Eti Dare. Trebuie să cumperi produse Dare de cel puțin 15 lei, deci din ce în ce mai scumpe. Dacă introduci bonul, poți câștiga un cod HBO pe care deja l-am instalat. Ce e foarte interesant și vă spun este că trebuie să vă băgați datele cardului, altfel nu puteți folosi acest cod, și să vă amintiți că trebuie să anulați acest abonament, pentru că altfel veți plăti abonamentul ca și cum ați fost de acord. Și da, ați fost de acord pentru că ați bifat o căsuță, pentru că altfel nu se poate. Ce vreau să vă spun ca idee, ce am făcut eu ca să nu mi-aduc aminte dacă am anulat sau n-am anulat acest abonament, este am pus pe un card pe care de obicei nu am bani, doar când plec în călătorie, și până atunci sper să mi-aduc aminte să-l anulez. Un alt premiu de data aceasta cu probleme este un premiu de la Milde, pentru care am o droaie de probleme în validare. Eu am comandat produsele Milde, că despre Milde este vorba, de la Bringo, și când a venit băiatul de la Bringo aveam ceva greșit pe comandă și a trebuit să dau bonul înapoi. Știind că am produse pentru concurs, zic să-i fac poză bonului. Am făcut filmuleț bonului gândindu-mă dacă, Doamne ferește, nu mai vine bonul înapoi, să am totuși o dovadă că am cumpărat aceste produse. Bonul n-a mai venit înapoi, asta a fost, dar trebuia returna produsul, că era vreo 40 și ceva de lei, adică nu era 3 lei 50. Trimit celor de la agenție poza cu bonul, nu e bună, vor o poză în care să se vadă tot bonul. Le trimit video cu acel bon. Nu este bun, ei nu acceptă video. A trebuit să mă duc până la Carrefour-ul de la care a venit băiatul de la Bringo să cer copie după bon. Noroc aveam o poza bonului. Vă spun despre asta pentru că în luna în curs vă puteți duce să vă reprinteze acel bon, dar numai la hipermarket. Dacă este un market de cartier, aia este, ai pierdut bonul, nu mai existi. Dar dacă este vorba despre un hipermarket, există posibilitatea la relații cu clienții să ți se retipărească acest bon. Una mea retipări bonul, mi l-a ștampilat, mi-a scris lângă conform cu originalul, iar agenția nu a fost de acord să consideră ca acest bon ca un bon real. Li s-a părut că nu este bon, este o copie, și atunci nu pot valida premiul meu. Vă dați seama că am văzut negru în fața ochilor. Bineînțeles că după căutări extensive în baza de date, pentru că această companie nu se numește Mil, a durat vreo jumătate de oră până i-am găsit, le-am găsit și un număr de telefon, am dat peste un domn care nu știa despre ce este vorba, dar măcar a fost foarte amabil și a zis: doamnă, lăsați un număr de telefon, haideți că vă sunăm noi, punem pe cineva de la departamentul marketing să vă sune. Perfect, atât și vreau. M-a sunat o domnișoară drăguță, căreia i-am explicat situația. Uitați, agenția, iar ce a fost foarte interesant este că agenția a spus că eu am doar o copie, nu am o copie legalizată, adică cu ștampilă cu care scrie conform cu originalul. Asta este, se mai întâmplă și destea, cred că nu o să mai câștig niciodată la agenția asta Highlight, m-or fi pus pe lista de să nu mai câștige asta vreodată la noi. I-am explicat tipei situația, a înțeles, i-am trimis bon, prima poză, i-am trimis filmulețul cu bonul, i-am trimis copia după original de la bon cu ștampila Carrefour. În fine, femeia a fost super, super de treabă, a înțeles, după care m-am trezit cu un e-mail de la agenție că au nevoie de originalul bonului, care este de fapt o copie după bon. În fine, l-am pus și pe ăla la poștă. Nu știu dacă știți cum este la poștă în decembrie, dar dacă asta a fost să fie, asta a fost să fie, m-am dus și l-am trimis cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Nu știu dacă am câștigat acest premiu. Ce mi-au răspuns mie este ce vă spun și vouă și ce o să-mi spun și mie de acum încolo, dar este foarte greu să încercăm să avem bonuri separate. Dar dacă particip la mai multe promoții și ce faci? Ții o casă întreagă ocupată ca tu să ai 4-5 bonuri separate, dacă, Doamne ferește, sunt dălea cu să cumperi produse de 15 lei și cumva o napolitană se mută de pe un bon pe altul. Nu știu cum ajungem, dar vreau să vă zic că asta a fost una dintre chestiile super dezamăgitoare și motivul pentru care vă o povestesc este să faceți și voi la fel dacă vă loviți de o agenție, să zicem, care nu este tocmai înțelegătoare, pentru că a trebuit neapărat să vă zic despre asta. Așa că ce trebuie să învățați voi este: puteți primi o copie a bonului dacă vă duceți într-un hipermarket unde există relații cu clienții doar în acea lună, în luna în curs. După o lună li se resetează ceva de genul baza de date și nu mai au acces la aceste bonuri.
Vi se poate tipări un bon cu ștampilă și semnătură conform cu originalul și orice agenție ar trebui să poată accepta acest lucru. Asta se întâmplă și dacă aveți, asta am făcut pentru prima oară când am câștigat pe același bon două promoții și amândouă cereau bonul în original și n-am vrut să-l pierd pe niciunul și Simona cred că mi-a zis, măi, du-te la Carrefour și vezi că îți pot da o copie după bon. Sper să vă ajute și pe voi aceste informații cum au ajutat și pe mine. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând cu următorul vlog. O zi faină să aveți, pa, pa!